Liderul Partidului Mișcarea Populară din Mehedinți, Ramona Cupă, vine în sprijinul nemulțumirilor justificate ale pescarilor care nu mai sunt lăsați să pescuiască în zona portului din Drobeta Turnu Severin din cauza unei decizii aberante propuse de Guvernul României. Ramona Cupă, împreună cu partidul pe care îl coordonează, își exprimă indignarea față de restricțiile din ce în ce mai aberante impuse românilor, în timp ce guvernul nu are nicio soluție concretă de abordare a unor probleme grave din societatea românească. Trebuie să amintim faptul că în județul Mehedinți pescuitul nu este exploatat economic așa cum ar fi normal, dar și faptul că înainte de a impune astfel de restricții nejustificate pescarilor, guvernul ar trebui să caute soluții reale pentru dezvoltarea porturilor din Mehedinți. Pentru desprinderea acestora de sub controlul unei autorități care în ultimii ani a neglijat potențialul economic al acestora, a blocat investițiile cu fonduri europene în dezvoltarea porturilor dunărene și a lăsat atât portul turistic cât și pe cel comercial din Severin într-o paragină totală.